Nu era normal să mă uit pe unde merg decât la tâmpenile care îmi treceau prin cap și care n-aveau, de fapt, nicio importanță retrospectivă. Deci, peste 60, câteva zeci de mii de gânduri și când ne așezăm în pat, mai multe vin. Ce zice șeful? Că dacă îl bat mâine, dacă, nu, dacă mă dă afară, dacă scade taxa, dacă scade TVA-ul ăla, o să-l scadă, dar apa nu se reduce. Că oricum, nici comercianții nu sunt proști, nu? O să vedem, noi reducem când ne-o vedea ceafă. Deci, prin capul nostru trec foarte multe gânduri spontane, care uneori deranjează. Gândurile astea sunt de multe ori cauza unor boli psihice, pe care ei nu le pot, bolnavii nu le pot controla și le și afirmă. Noi ne ținem gura când vedem, nu? Dacă eu eram solid, altfel arăta lumea. Dar știind că sunt așa pe piriu, tac din gură. Nebunul ar vorbi. Și imediat îl arestează. Dacă taci, nu te arestează. Până nu ți-o citi și gândurile. Deci creierul nostru nu este un organ chiar atât de reactiv cum se credea. Se credea că este reactiv. Se credea așa. Vine stimul și un răspuns. Așa ziceau reflexioniștii sau comportamentaliștii, Skinner, reacție, reflex, stimul, răspuns, ai o reală. Păi între stimul și răspuns sunt 80% de neuronii creierului. Și ăia ce păzesc? Decât să complice lucrurile. E domnul Florin prieten cum vrea să se arate? Ce nu? Nu, nu e. E, uneori pare, dar na, nu, de uneori nu pare. Și uite așa, 80% sunt neuroni intermediari între intrări și ieșiri. Că ar fi simplu, dacă aș avea intrare, ieșire, clar, ăsta stimulează, ăla iese, asta face. Cum se întâmplă, de fapt, în cazul respirației sau al controlului tensiunii arteriale? Vine un semnal, ajunge la în trunchiul cerebral, acolo sunt centrii de reglare a tensiunii și a respirației, un semnal de categorie, un semnal de dimensiune asta determină răspunsul de dimensiune și cu asta basta. Până aici noi am înțelege creierul foarte bine până la diencefal. Cine ne oprește? Îl facem niște formule de o să rămâneți uluiți. De acolo încolo s-a dus. Nu mai știm cu ce gânduri a venit domnul Florin. De acolo încolo nu mai știm. Nu e stimul răspuns. Și nici rațiunea, cum discutam înainte de, nu este suverană, cum credea Leibniz și Descartes. Nu, critica rațiunii pure. Pure, nebure, rațiunea nu prea folosește când te însori. Și nici când divorțezi. Deoarece toți prietenii mei și-au ales soții mai urâte și mai proaste decât cele de care au divorțat. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Așa am constatat eu. Deci, stimul răspuns. Nu există. E ceva intermediar și acel intermediar nu avem timp să-l discutăm. În 1975, vedeți că timpul meu e secolul trecut, am scris un articol, creierul este un calculator sentimental. Nu emoțional, ci sentimental. Asta e al dracului. Se îndrăgostește, visează. Nu numai că transpire patina, dar el este pe lungă durată. Orice semnal care intră în creier e încărcat afectiv. Nu există semnal neutru. Nu există. Să intre un semnal neutru și să iasă neutru. Nu, domnule, e bun, e rău, e frumos, e urât. Aici stă frumusețea vieții. Și pe astea mizează artiștii. Vine câte unul formează, îți ia curiozitatea și te îndeamnă și vezi. Dar estetica lumii, care, dacă n-am apreciat noi lumea ca frumoasă, ce sens ar mai avea primăvara? Să pună primarul de la sectorul 1 panseluțe care costă foarte scump de pomadă. Dacă nouă nu ne-ar place panseluțele. Și mă uit la ele ce culori au, ce nuanțe, nu trec de la o nuanță, singură floare, are sute de nuanțe de culori. Lumea e de o frumusețe absolut uluitoare. Absolut uluitoare. Și noi se pare că nu vedem decât vreo 2500 de nuanțe
Calculatorul vede mult mai multe, am auzit vreo 60.000. Poate să stabilească automat, mașina ți-o face ca nouă, e mai nouă aici decât acolo. Deci, dar în orice caz, creierul nostru e un calculator sentimental. El adaugă acolo sentimentul ești de ură. Îl urăsc pe domnul profesor Munteanu și îl împușcă, e criminal. Dacă nu-l uram, poate mai avea o șansă. Scăpa. Eu am pornit deja din inconștientul meu, de care vom vorbi imediat până dimineață, cu o preconcepție, ca să zic. Și noi plecăm tot cu concepții tâmpite. Cronica e frumoasă, zice, ai că tu, băi, las-o, nu las dată, ne despărțim, te desfiez, desfiază-mă. Și, dar viața e frumoasă, toți trăiesc. Altfel ce era? El l-a lăsat pe Rodica ăla pe care... Nu era teatru. Nu? Era? Nu era teatru. E bine, creierul are o activitate foarte intensă chiar și atunci când nu primește semnale din afară. Dacă undele beta se întunde de solicitare, undele delta și alfa se întunde de repaus. Vedeți? Când doarme are unde delta. Bremer, în 1923, când a descris electroencefalograma, când a venit în armată după primul război mondial și a făcut laborator singur, ăștia au fost mari, domnul profesor, și au făceau singuri aparate și creier avea. Și a descoperit că dacă bate o lumină în ochi, aici apar niște unde beta, alea beta, de 12 până la 20 unde de activitate. Și acum ia lumina și închide ochii. Tot apar niște unde alfa. Păi alea sunt undele de repaus. Creierul nu are repaus. El lucrează, el are o activitate și când nu primește semnale. Deci comportamentalismul dispare din capul nostru. Reflexele nu sunt chiar așa de simple cum credeam noi, cum credeau unii. Activitatea creierului depinde mai mult de interferența dintre aceste unde decât de combinațiile biochimice dintre diferiți mediatori chimici. N-aș vrea să mor până când această frază nu va fi înscrisă în manuale. Scrieți-o dumneavoastră dacă aveți boală pe mine. Dar să știți că asta e realitatea. Noi acum zicem că serotonina se combină, duce, face, că adrenalina vine, duce, face, numai chimic, chimic. Bun, dar asta ce facem cu el? Aici nu prea e o chimicală, nu e o spălătorie chimică. Undele beta se combină cu cele delta, teta din anumite zone și dau naștere la niște lucruri care astăzi sunt relativ studiate, dar nu suficient. Nu suficient. Deci încă mai pot să trăiesc. Deci, și apare o complicație absolut uluitoare. O chestie care iese din planul cranului meu, să zic. Gândurile zboară. Și zboară ca unde? Nu cred că vedeți în capul meu zburând serotonină. Sau noradrenalină. Dar ceva zboară. Zboară unde care influențează puțin, de o manieră insesizabilă pentru aparate și pentru proști, ceilalți oameni. Ăia nu recunosc. Nu vor, sau că sunt atât de simple și nu sunt foarte liniare interferențe, influențele. Nu? Te uiți la ea, păi îndrăgostește-te de mine. Și ea nu. Poate că da, poate că îi vine mâine drăgosteala, poate poi mâine. Dar în general, aici cred eu că stă secretul. În aceste unde care nu sunt de pomană. Ele nu funcționează acolo de pomană. Mai ales că fizica cuantică a evoluat din punct de vedere tehnologic aproape suficient de mult pentru a înțelege aceste lucruri și unii fizicieni și fiziologi, fizicieni și matematicieni au și adaptat fizica cuantică la creier sau creierul la fizica cuantică. S-au descris anumite structuri, microtubuli
prin neuroni care ar putea face ce să facă? Colapsarea funcției de undă în fotoni, în biofotoni, apoi în electroni, etc. Imaginați-vă că pe ochiul dumneavoastră cade un foton. Fotonul ăla vine sub formă de undă. El colapsează la nivelul ochiului și se transformă în biofoton și până la urmă se transformă în protoni care se transmit din aproape în aproape până la scoarța cerebrală. Dar inițial a fost o undă. Și unii spun că unde se și duce mai încolo. Că întovărășește aceste trenuri de undă, aceste sunt întovărășite de niște unde. Japonezii și chinezii, plecând de la ruși, de la nemți, japonezii și chinezii au preluat această idee și descriu biofotonica pe o realitate absolut corectă, adevărată în organismul uman. Omul nu este o lumină numai metaforic. Dumneavoastră când mergeți la cosmetică, doamnă, ce zice cosmeticiana? Tenul trebuie să fie luminos. De acord? Trebuie să emane lumină. El trebuie să emane lumină. Un ten trebuie să fie frumos, nu strălucitor, luminos. Și un om trebuie să fie luminos, să fie deschis, luminos. Oamenii sunt mai frumoși când sunt deschiși și luminoși. Iar toată povestea asta, deocamdată, o trecem cu vedere. Ea este, cum să zic eu, deocamdată câștigăm suficienți bani așa, oamenii oricum vor muri, așa că lasă-i în pace. Oricum, sănătatea a devenit o industrie și lucrurile astea de care ne ocupăm, noi se ocupăm numai înainte. De acord? Dar eu cred că astea vor duce lumea înainte. Nu eu, dar unii tot vor face treaba asta. Tot vor face treaba asta și o vor duce așa de frumos și ne vom minuna. Băi, ce deștepți au fost ăștia. Deci, sunt zone din creier care au activitate mai intensă în repaus decât atunci când sunt solicitate. De aceea Părintele Cleopa spunea că creierul nostru este un iar maroclu. Eu stau de vorbă cu mine însumi, vorbesc și cu vecina, vorbesc cu vecinul, îi spun șefului, lasă-mă că îți arăt eu ție, te reclam eu la DNA, să vezi tu ce o să pățești. Toate astea se petrec în creierul meu, nu doar în pantofi. În creierul meu. Nu? Acolo eu fac scenarii, cum o să devin eu mare, mahăr, la partid, ce o să fac eu. Cred că, eu glumesc, dar cred că vă dați seama că așa e. Sunteți de acord? În creierul nostru tot timpul facem scenarii, ne certăm pe noi, de multe ori ne lăudăm, ne consolăm, ne compătimim. Că nu mi-a dat mine premiul și l-a dat lui proasta care e și urâtă și proastă, dar, mă rog, e verișoara nevastă sa și uite așa funcționează creierul nostru în tot felul de nimicuri. Și Părintele Arsenie Boca în rugăciunea lui zice, ferește-mă, Doamne, astăzi de nimicurile vieții care mă pot depărta de Tine. Ne pierdem vremea în nimicuri. Că ce zice ăla, ce zice... Dacă ăsta-i creierul nostru. Această activitate spontană are un rol foarte important în elaborarea ipotezelor, în luarea deciziilor, în invenții, în creativitate. Ce am inventat noi dacă am fi reflex? Intră un semnal, iese un semnal, la revedere, n-are cum să iasă ceva nou. Nici o invenție. De aici ies invențiile. Trei proști se chinuie să zboare cu o bicicletă și al patrulea reușește. Și zboară, dacă ați vedea avioanele alea, cred că le-ați văzut pe internet, cu alea, nici dacă îmi dădea tot globul, nu zbura. Unii au și căzut. Dar unii au reușit. Coanda a zburat vreo 11 metri cu avionul lui cu reacție. A scăpat, a căzut, a scăpat, dar noi zburăm acum cu avionul lui Coanda. Nici nu știm ce Coanda lui are. Avionul cu reacție. Deci, în zona asta, în zona efervescenței, iar marocului din capul nostru, au stat invențiile acestea pe care noi le facem. Și inventăm fiecare, lucruri mai mici, mai mari, da? Prin această activitate purtăm, cum spuneam, dialogul cu noi înșine. Ideal ar fi
să fie un dialog rezonabil. Măcar să nu ne lăudăm pe nedrept. Că m-am dus acasă să vezi ce conferință le-am ținut. Nu? Muchi nu mai e ca a murit anul trecut, ce să-i spun, mă, așa că, dar mie n-am să-mi spun că, vă promit că nu o să-mi spun. Deci, facem invenții și elaborăm diferite teorii. Albert Einstein nu a făcut nicio experiență concretă. Absolut niciuna. Dar avea frate o efervescență extrem de bună. El a văzut lumea cu ochii minții, cu ochiul minții. Einstein a văzut, poate că e cel mai bun exemplu, deși și ceilalți au făcut la fel, a văzut omul și a imaginat diferite trenuri, ascensoare, raze de lumină de la intergalactice care mergeau, făceau, trenurile astea care mergeau în direcții diferite, cu viteze diferite, cei cu timpul, că aveau timpuri diferite, ascensoare, dacă ascensorul ăsta merge mai, cu o viteză mai mare decât viteza luminii, ce se întâmplă cu lumina, este tot în paralel sau cade mai jos? Și toată povestea asta l-a dus la ceea ce este fizica relativității, teoria relativității, după care zboară omul în cosmos. El a scris o carte intitulată Cum văd eu lumea, sau realitatea, mi se pare. El a văzut-o altfel decât Newton. Noi o vedem acum mult mai apropiat de Einstein, că am mai auzit de el că e relativ, că toate sunt relative, că zică guvernul ce-o vrea, că noi nu mai credem nimica, dar altfel vedem noi lumea după Einstein. O vedem și noi la fel de... Dacă pentru Newton masa de biliard și bilele erau absolute, pentru Einstein și pentru Planck ele nu mai sunt absolute. Nu se punea în discuție la Newton decât accelerația. Cu ce? M egal cu masa egal cu... Nu, F egal cu MA. Masa ori accelerația. Forța egal cu masa ori accelerația. Asta era formula de bază a fizicii newtoniene. Dar asta considera că bilele de biliard, adică lumea, e așa cum este clară, absolută, că timpul e absolut, că spațiul mesei de biliard e absolut, și Einstein a zis că nu e absolut nici timpul, nici spațiul, și a venit Max Planck și a zis că nici bilele nu sunt absolute. Că totul e altfel decât credeam noi. Dar toată povestea asta nu s-a petrecut experimental. Ba, aș putea să vă spun că Max Planck a schimbat articolul, primul articol care a pus bazele fizicii cuantice, când era subtipar, fără să facă niciun experiment. Și atunci a introdus constanta lui Planck, care este peste tot, în toate cărțile. De unde i-a venit lui ideea asta de constanta lui Planck? 10 la minus 43. Și toți zicem că atunci a apărut primul corpuscul de materie în univers, la 10 minus 43 secunde. De la mare explozie. De ce? Cum a intuit el din efervescența lui mentală? Nu i-a plăcut prima formă a articolului, are făcut-o și s-a dovedit foarte bună. Același lucru s-a întâmplat și cu Schrödinger, care a descris ecuația funcției de undă. A descris două ecuații și a ales-o pe cea care se părea lui mai frumoasă. Și aia s-a dovedit a fi corectă. Deci toată povestea asta mergea mai mult din cap decât din experiență. Dacă am măsura o periodică perfect, nu ne-am căsătorit cu ea, cum zice tata. Dar noi, din capul nostru vine și zicem așa și uneori se și potrivește. Sau nu absolut, dar se potrivește când încă. Ebert așa a imaginat mai multe universuri, nu? Nu le vede, nu le-a văzut nimeni. Dar ca să arate că funcția de undă poate să colapseze aici, oriunde, dacă mă sună soția mea, eu pot să fiu și acolo și aici. Și acolo, mă găsește oriunde, nevastă. De acord? Da? Dar el a zis, dacă asta e peste tot,
Și sunt probabilitățile din funcția de unde, că nu putem, nici eu nu sunt foarte deștept și nici nu putem intra în treaba asta. E vorba de probabilități. Probabilitățile alea, dacă toate se realizează, ele se realizează în diferite universuri. Ăsta e numai un univers în care suntem noi. Și el și-a imaginat mai multe universuri. Păi nu le-a văzut nici el. Și poate că are dreptate. Unii zic că are, nu? Luați-l pe Mendel, de care vorbeam, care a intuit în 1856 existența genelor. El a arătat că există unități de transmitere a informației genetice, există unități de... Luăm niște boabe de au zis, dacă ne mai dați bani, descoperim ce vreți. Nu e adevărat. Știți ce a avut la Brno Mendel? 4 metri de... El era călugăr matematician, mănăstirea l-a trimis la Viena să studieze biologia și matematica. Mănăstirea din Brno. S-a întors la Brno, era profesor de matematică și de biologie, iar avea 4 metri de grădină în care cultiva flori și mazăre, care avea două culori, albe și una albastră, mi se pare. Și cum se împreunau ele, ce ieșea din ele, a tras niște concluzii și a constatat că există unități de transmitere a caracterelor genetice. Niște asta transmite culoarea, această unitate transmite formă, asta transmite etc. Și el nu le-a numit în niciun fel, că nu avea un nume pentru ele, dar abia în 1910 Fleming, un german pe care îl chema Fleming ca pe ăla cu fericire, a introdus termenul de genă, iar gena a fost descoperită de-abia în 1950 sau 53, când Monod a descris modelul de sinteza proteinelor și așa mai departe. Dar problema este că ăsta a descoperit ceva, a intuit ceva ce în capul lui, în efervescența aia, Cleopa îi spunea, bă, vezi că acolo e astea niște gene, băi, ce? Și el le-a descris așa. Vedeți, toate formulele astea matematice erau împotriva pălăbrăgelii. Matematica sintetizează, ei nu deduceau, ei sintetizau, exactizau expunerea. Că altfel noi putem să vorbim la infinit. Deci și ăsta, și Gregory Mendel, a intuit ceva în capul lui. De fapt, toate descoperirile au plecat de la această efervescență cerebrală, de la ochiul minții. Vedem cu mintea. Ce nu vedem cu ochii? Și nu putem vedea, poate niciodată, universurile paralele. Poate Doamne ferește, că mi-e bine aici. Cu toate taxele și cu toate necazurile, e mai bine aici, nu? Aici e chiar foarte bine, fotoliul ăsta e foarte mult. Explozia informațională este rezultatul acestei efervescențe cerebrale. S-a înlocuit de mult exabyte-ul. Toată lumea vorbește la telefon și astea se înregistrează și cu explozie informațională, dar chiar și explozia științifică. În medicină, numai în domeniul medicinei, se publică anual 2 milioane de articole. 2 milioane anual. Toată lumea cercetează, toată lumea publică, progresul nu e pe departe pe măsura publicațiilor, dar titlurile contează, nu? Titlurile. Trebuie să obții un titlu ca să trăiești. Trebuie să fii doctor, profesor, director de institut, nu? Să iei premii, nu să stai acolo. Asta e, 2000. Fiecare, dacă vrea să devină doctor, trebuie să publice 10 articole. După ce a publicat, ce fugi, domnule, cu revista de aici. În sfârșit, efervescența cerebrală extraordinară, dar este și frumoasă. Noi trăim în conștiința noastră, trăim cu această lume interioară. Oricât de extravertiți am fi, noi trăim cu această lume, în această lume a noastră. Cel puțin eu sunt foarte fericit când mă așed în pace și nu ador. Și mă gândesc la stele verzi, la tot felul de lucruri. Cred că și dumneavoastră, nu? Nu vă gândiți. Eu mă gândesc. Nu știu ce e. N-am realizat nimic, dar mă gândesc. În loc să merg la teatru, mă gândesc la stele verzi.
În lumea se scriu anual câteva milioane, deci, de articole care nu le prea le citește nimeni. La arele de proiecție vizuală pot veni informații nu numai de la ochi, ci și de la scoarța cerebrală, alea, top-down. Deci de la ochi vin niște informații. Dar pot să și închid ochi. Uite, eu văd pe vecina mea. Eu o văd acum. Deci, vin top-down și nu le poți opri. Nu le poți. Ți-aduce aminte de cum era în pușcărie. Sau cum era pe vremea lui Ceaușescu. Ba, poți să-ți aduci aminte și cum va fi pe vremea lui Ioanis. Deci, iată informații care vin de sus în jos, la scoarța cerebrală, de la cortex. Vin ele ca așa vor ele. Și mi-aduc aminte de profesorul de matematică, Goia. Ce ne mai făcea? Teoria mulțimilor. De aceea creierul poate emana nu numai gânduri abstracte, ci și imagini. El vede lucruri frumoase. Eu cred că toți artiștii au văzut tablou înainte de al. Chiar cred că poate să plece din locul pe care îl pictează și îl au în capul lor. Nu? Iată câte imagini pot să apar în capul acestui om. Tot felul de imagini. Această imagerie mentală, e o imagerie mentală, elaborează o mulțime de gânduri care zboară și se duc cu o viteză mai mare decât viteza luminii. Sau nu mă credeți? Să știți că eu cred că gândurile noastre sunt reale, sunt ceva real. Noi încă nu ne dăm seama. Eu mi-am dat seama, îmi povesteam domnului doctor Doc, ce rău mi-au făcut gândurile mele rele. E adevărat, v-am povestit. Nu vă mai povestești dumneavoastră ce rău mi-au făcut gândurile mele rele acum două săptămâni. Am gândit, gândește bine, domnule, că nici nu ești obligat. Ba, eram cinic, rău, nu. Nu e bine să judeci oamenii, că nici nu trebuie, nici nu te-a rugat nimeni. Nu e bine să fii prea sever, nu e bine să faci judecăți de valoare. Și i-am mulțumit de mult naturii că nu m-a făcut judecător. Dar eu singur m-am făcut. Și bă, ăla e prost, nevastă. Păi, nevastă mi-a spune, lasă-i mă-n pat. Nu-i las, nu. Uite că mi-au dat aici un semn, am căzut și am zis, nu mai judec pe nimeni. Nu mai judec pe nimeni, că oamenii sunt, mi-au dovedit chiar că sunt mult mai buni decât credeam eu. Deci, o serie de gânduri. Și gândurile astea rele se duc mai al naibii și se-și întorc. Alea bune pleacă, astea rele se întorc. Bun. Prin capul nostru trec în permanență foarte multe gânduri și imagini. Vedeți aici ce vrea să zică? Că emisfera dreaptă e a iubirii cu iubita, ailaltă e cu birou, cu matematica, cu tot felul de chestii. Dar nu e adevărat. Astea se îmbină între ele. Păi spuneam că era un calculator sentimental nu numai cu emisfera dreaptă, cu totul. Unora le place matematica. Bă, da? Și le place filozofia, altora le place pictura. Mie îmi place filozofia, după cum vedeți. Unora le place pictura, altora muzica, zicem că-s de dreapta. Nu, cred că ele se amestecă foarte bine, foarte bine. Noi catalogăm și când n-ar trebui. Există foarte multe boli în care apar chiar alucinații optice și auditive. Băiatul ăsta, săracul, e dominat de niște voci străine și face lucruri, influențează comportamentul și face lucruri de care nici nu mai e responsabil. Se întâmplă foarte mult. Noi suntem semi-responsabili. Ăla e clar iresponsabil. Dacă dumneavoastră credeți că dumneavoastră sunteți responsabili, eu nu. Și am mare noroc că nu eram responsabil când îi criticam pe oameni. M-au lovit degeaba. Dar degeaba. Mă rog. Noi nu suntem responsabili de actele noastre. De aceea, chestia asta cu justiția și cu... Cea mai mare parte a activității cerebrale se desfășoară automat și inconștient. Iată ce cantitate mică de informație se prelucrează conștient. Și e exagerat de 16 ori. Nu 16 biți, un singur bit se poate prelucra conștient. Zic unii. Miller a zis 7, 16, o fi, dar față de un milion,
Totuși, 16 biți e puțin, da? Restul se prelucrează automat. Conform unei memorii procedurale. Eu merg automat pe stradă, de-aia am căzut. Deci, nu, asta e... Nu, dar conducem automat mașina, de-aia nici bună. Deci, marea majoritate a informațiilor se prelucrează automat și inconștient. Asta e schema lui Freud. Freud a fost mare, noi îl criticăm degeaba. El a introdus și cu Nietzsche, plecând de la Nietzsche, nu neapărat, dar vedeți, este un inconștient, un sine, un eu și un supraeu. Sinele este imensul rezervor